Superliga vă este oferită de Superbet. N-am mai scris din aprilie, după ce a începuse senzațional la Craiova. În primul an și jumătate avea o medie de un gol la două meciuri. Lupta de cap a lui Jonathan Cissé, ivorianul crescut de Monaco, pe care Galațiul l-a adus de la Hapoel Hadera și care îl ține pe bancă pe Iabre, om de bază în Liga a doua. Ați văzut ce bine se surcă bancul, trage discret de tricou pe Cissé, împiedicându-l să sară mai mult. Oțelul n-a scris niciodată în istorie împotriva Universității Craiova această formă de organizare a Craiovei. Hai să vedem faza asta cu acțiunea bună a lui Danciu, care șutează alături. Tot mai curajos, tot mai bun este tânărul fotbalist care... Măi, căpățână, mie Danciu mi s-a părut că a tras. Se poate să fi fost căpățână. Nu, Danciu este. Căpățână era în imagine, căpățână este fundașul dreapta. Danciu, convocat naționala de tineret, joacă pentru că... ar fi să joace pentru că Bayer Ram a avut probleme fizice. Deci asta vă spuneam, oțelul, grație unei condiții fizice perfecte, poate să ducă mult așa. Un șut la distanța lui Masiel prinde Popescu. Ia să vedem aici. A, nu. Asta e șutul. Da, să ce să vadă, normal. Bravo Cristian Tandafir, va fi penalti pentru Oțelul, n-are cum să fie altă decizie. Nu are cum să fie altă decizie, greșeală majoră făcută de Screciu, care în primul s-a complicat acolo. Credeam că... nu cred că ești un roșu, Ivailo Bogdanov. Nu știu ce e asta cu Ivailo Bogdanov. Ivailo Petev este, îl cheamă și Bogdanov, sigur. Ar putea doar să spună că este fault înainte asupra lui Screciu. Asta ar putea să-l... nu e obligatoriu să fie penalti. Nu știu dacă nu cumva îl faultează mai întâi Pop pe Screciu. În rest, ăsta este penalti aici, nu poate fi altceva. Dar nu știu dacă nu va considera Fejic și uitându-mă la fază, este posibil să ia asta în discuție. Nu știu dacă nu cumva este un fault al lui Pop asupra lui Screciu. Ia să vedem. Dă penalti. Încă o dată vă spun, nu m-aș fi atât de convins că este corect, pentru că parcă Pop îl faultează pe Screciu înainte ca Screciu să comită la rând un fault. Penalti pentru Oțelul, dar Oțelul a mai ratat penaltiul. Chiar în prima etapă rata Cisotti. Nu știu, se va analiza la emisiune specialitate. Intervenția lui Screciu, asta e clară, aici nu încape pe discuție. Nu știu dacă nu cumva n-a fost fault înainte. Să vedem, este primul penalti pe care îl bate Pop. Și înscrie cu ceva emoții, dar înscrie. Nu este al doilea penalti, îmi cer scuze. Mai transformase unul împotriva lui Hermannstadt. Al 8-lea gol pentru Alexandru Pop. 8 din cele 17 goluri ale Oțelului aparțin acestui vârf venit din Liga a doua, de la Dej. Îl eclază în acest moment pe Nistor, dar e mai bun în clasamentul orchetelor, pentru că Nistor are 4 reușite din penalti. Aici nu cumva e fault? Nu cumva e fault asupra lui Screciu? Asta e singura întrebare pe care o am. Cam înalt. Problema nu e rău. Minge pusă, practic, pasată la portar de Crețu. Ideea n-a fost rea pentru că centrarea a ajuns într-o zonă unde Oțelul n-avea oameni. Crețu a scăpat din marcajul lui Miguel Silva,
Bancu, ce fuleu bun. Pasa lui Bancu pentru Ivan. Ivan ajunge înaintea lui Sise. Îi trimite iarăși lui Bancu, bună acțiune și este ratare uriașă a lui Danciu și Crețu. Nu ai cum să ratezi o asemenea ocazie. O ocazie monumentală. Paradă excepțională Durbozoancă și apoi intervenție, sigur, norocoasă a lui Miguel Silva. Dar aici Danciu cred că trebuia să facă mai mult. Pasă interesantă, Mitriță! Gol! 1-1! Mitriță reușește să puncteze, egalare meritată din partea Craiovei. Pasă genială cu călcuiul lui Marcovici. Al treilea gol al lui Mitriță. 1-1. Iată că omul care mie mi se părea că nu se adaptează reușește să înscrie. Meritată egalarea din partea Craiovei. Merite uriașe are Marcovici. 1-1, dar absolut meritat. Destul noroc, mingea a trecut prin portarul Durbozoancă. Nu e nimic de verificat, după părerea mea. Tot Creciu, reluare spectaculoasă pe spatea lui Lovrici. Prinde Popescu. Interesant este că această foarfecă a putut fi executată. N-a pus în pericol pe nimeni. De regulă, când faci ceva în careu, ai noroc dacă nu e galben, dacă nu lovești pe cineva, poți să iei și roșu. Aici... este gol, prieten, 2-1 pentru Craiova, incredibilă fază. Nimic nu anunța acest gol. Marchează Mitriță. 2-1 și Craiova a arătat excelent în această repriză secundă. A reușit să pulverizeze cea mai bună defensivă din campionat. Slab Sise încă o dată, Mitriță ajunge la minge, nu știu dacă e poziție regulamentară, probabil că da, dar pare să fie poziție regulamentară. 2-1 pentru Olten, dubla lui Mitriță. A avut mari dificultăți cu acest teren, dar până la urmă marchează de două ori, ceea ce este cel mai important. Vedem, Mitriță! O neînțelegere între Ariel Lopez și Adăscăliței. Crețu în careu așteaptă Mitriță, centrare pentru el. Hat-trick Mitriță, 3-1 Craiova. Fabulos! N-a jucat nimic o primă repriză, eu mă gândeam că trebuie să fie înlocuit. Aici se vede mâna antrenorului Isteții, Vailo Petev, l-a ținut pe teren. Și Mitriță îi dă 3 goluri. Excepțional. Dar bine, aici este o neînțelegere uluitoare între Adăscăliței și Ariel Lopez. Praful s-a ales din extraordinara apărare a celor de la Oțelul în această repriză secundă. Am mai dat hat-trick în 2019, acum 4 ani, în septembrie, tot pentru New York, împotriva celor de la Atlanta United. Este